Deșteptarea. S-a găsit rața vorbitoare, fraților. Unde s-a găsit? S-a găsit la în vorbitor? Australia. Ai fi crezut că a găsit-o maestru Ion Cristoiu după la zeci de ani de la găina cu pui vii. Dacă ar mai fi scris în evenimentul zilei, cu siguranță ar fi găsit-o el. Ia zi. Bine, mă rog, s-a găsit acum vreo 30 de ani rața asta, dar acum s-a aflat. E foarte tare că dacă e peste tot știrea asta, cu rața care vorbește, și peste tot se vorbește la prezent de rățoi, că e un băiat. E un băiat. Însă, dacă citești, afli acolo că înregistrarea datează din cu 30 de ani și am stat aseară și am documentat după modelul colegului Vlad. Salut, Vlad, că bănuiesc că ne asculți. Speranța de viață a raței cu mosca australiene este de 23 de ani în captivitate. Deci înregistrare de acum 30 de ani e de presupus că e oale și ulcele rața, însă această rață cu mosca australiană... Să știi că e oale și ulcele. Nu știi ce a mai rămas din ea. Exact. S-a stabilit că poate să imite sunete, inclusiv vorbirea umană. Asta de care vorbim noi, celebră, de acum 30 de ani, a fost înregistrată de un domn profesor australian cercetător. Așa. Înjurând. În ce limbă? În limba engleză, în limba evident. Engleză. Zicea prostul naibii. Mă rog, ce să zic? Tradus aproximativ din engleză este you bloody fool. Ia să o auzim. You bloody fool. Da, ia, cum spuneam. Ia. Da, aici e ușor timid. You bloody fool. Mă rog, cred că e mai degrabă e tandru. Bravo. E foarte veche înregistrarea. A fost scoasă acum la iveală de un profesor de la o universitate din Olanda, care a găsit el într-un colțișor asta cu rața vorbitoare și a fost fascinat de subiect și a căutat, a găsit înregistrarea asta veche. Probabil dacă era făcută astăzi se auzea ceva mai bine, dar având în vedere și data înregistrării, eu sunt convins că rățuiul ăsta o imita pe Irina Nistor. Fuck you, you shit for brains, motherfucker! Tu te naibii! Pe rățuiul chema Reaper, iar The Guardian scrie că înjura de când avea 4 ani. Bă, sigur, cercetătorul era australian și nu era de pe aici, de pe la noi, că noi obișnuim să învățăm, să învățăm pe străin să înjure prima dată. Nu, să râzi. Dar îngrijitorii de pretutindeni se ocupă de glume de-astea. Rățuiul a fost înregistrat vorbind urât în timpul ritualului de împerechiere și asta un detaliu important. Conta. Și cercetătorii cred, cum spuneam, că l-au auzit pe îngrijitor înjurând. Pe lângă Bloody Fool, Reaper mai imită și sunetul făcut de ușa țarcului. Mai există și înregistrarea asta, probabil scârție cumva. Reaper scârție. Da. Dar nu asta mi-a plăcut cel mai mult la știrea asta, ci detaliile găsite mai departe. Dom'le, deci cercetătorii au mai găsit referințe la alte două rațe de mosc talentate, însă nu există înregistrări cu astea. Și fii atent, ține-te bine. Una dintre ele, din Parcul Natural Pensharp din Marea Britanie, yes, a fost auzită imitând un ponei care sfărăie. E sigur că era poneiul care sfărăie? Bă, nu, deci, nu m-o fi auzit pe mine? Tu stai seama că era un cercetător prin Parcul Pensharp care n-a putut să înregistreze The Bat ce era și completa eu... Și se jură că a auzit o rață care imita un ponei care sporeie. Dar în primul rând, unde au fi auzit el poneiul sporeind? Probabil că tot acolo. Asta eram tot prin pădure pe acolo, era și un ponei care sporea. Da, mă, asta e un detaliu de îngrijitori. Și mai era un Pegasus pe cel care fulfuia. Și altă rață a fost observată imitând tusea caracteristică a îngrijitorului său, dar și scârțuitul unor turnicheți. Probabil tot în captivitate. Da. Îți dai seama, se plictisesc toată ziua la zoo acolo sau pe unde ori trăi ei, în parcul ăla natural, ce să facă? Ok, acum avem și rață vorbitoare, după papagal și cioară, care e deja o pasăre obișnuit vorbitoare la noi. Îl avem și pe bendeac, că și el imită de multe ori. Așa? Eu aș încheia acum cu Cronco. Cine e Cronco? Cronco e o cioară care e celebră pe internet. La noi? Da. A fost învățată de stăpânul ei să zică să mă bată mama. Să mă bată mama! Să mă bată mama! Să mă bată mama!
Auzi? O vreme cred că a fost amuzantă. Da. N-aș vrea să stau. Mi se pare că aveau și un cățel în casă și imita și un grivei la un moment dat. Da, nu, că făcea mai multe, dar asta e punctul ei forte cu... Da, ce să zic, mi-a plăcut. Hai că am început ziua bine. Deșteptarea